1035 este numărul aproximativ al tinerilor care și-au depus până la data de 30 iunie 2010 la inspectoratele județene de poliție cererile de înscriere la concursul de admitere la școala de agenți de poliție Vasile Lascăr din Câmpina. Numărul nu este însă cel final, existând posibilitatea ca, în urma promovării examenului de bacalaureat, mai mulți absolvenți de licee să-și depună cererile de înscriere. Candidații la examenul de admitere la școala de poliție concurează anul acesta pentru 1404 locuri, ceea ce înseamnă că, la momentul de față, raportul este de 6 candidați pe loc. Concursul de admitere se va desfășura în perioada 21 august 2010-3 septembrie 2010.